În duminica a treia după Paște a fost târnosită Biserica Parohiei Românești, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, din orașul Las Vegas, statul Nevada, în Statele Unite ale Americii. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al celor două americi împreună cu preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și preasfințitul părinte Ioan Casian de Vicina, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două americi. Printre cele 300 de persoane care au luat parte la eveniment, s-a numărat și domnul Iulian Buga, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Washington. Din partea prefericitului părinte patriarh Daniel, biserica a primit un veșmânt care a acoperit cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, din Catedrala Patriarhală din București, o icoană a Sfântului Dimitrie și mai multe cărți de cult.